Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. După cum v-ați obișnuit în cadrul acesteia, obișnuim să abordăm cele mai strângente probleme cu care se confruntă societatea noastră. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre ceea ce se întâmplă în domeniul audiovizualului, în mod special și despre reglementările juridice. Aceste aspecte le vom aborda împreună cu Fadei Nagacevski, avocat. Bună seara și bine ați venit, domnule Nagacevski, la emisiunea noastră. Bună seara. Pentru început vreau să vă întreb, în ultimele săptămâni, în mod special, s-a intensificat în societatea noastră uh, un curent, aș numi informațional, uh, luat în ghilimele de rigoare, în care se vorbește despre necesitatea modificării codului audiovizual și, de fapt, între timp a fost creat și un proiect al unui nou cod audiovizual care urmează să se numească Codul Serviciilor Audiovizuale și a fost depus la, la, Parlament. Speakerul ne spunea că în două, trei săptămâni urmează să fie examinat în primă lectură și ne asigura că după aceea experții se vor pronunța pe marginea lui. Vreau să vă întreb, ca să începem evolutiv, noi avem un cod în vigoare, adoptat în anul 1909, 2006, cer scuze. Era nevoie de a interveni la acest cod? S-a creat între timp anumite carențe? Vă mă rog. Da, mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, în 2006, la insistențele partenerilor noștri externi, a fost adoptat un cod al audiovizualului care este în vigoare până astăzi, însă din cauza aplicării abuzive a unor prevederi din respectivul cod de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului, s-a decis să se adopte o nouă lege audiovizuală care să vină în vederea protejării radiodifuzorilor și distribuitorilor de serviciu. În acest sens au fost adoptate de către Comitetul de Ministri o serie de recomandări în vederea protejării libertății presii, Partenerii externi ne-au recomandat să adoptăm legea pri privire la libertatea de exprimare. De asemenea, a fost adoptată și o directivă europeană din 2010 prin care se explica cum ar urma radiodifuzorii să garanțează și interesele sale, dar și interesele consumatorilor de serviciu, de servicii. În baza respectivii directive din 2010 s-a format un grup de lucru din partea societății civile care, cu susținerea partenerilor externe, pregătit un proiect de cod al audiovizualului destul de echilibrat care realmente venea în vederea protejării intereselor radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii, dar ținând cont și de evoluțiile care s-au petrecut pe parcurs în ceea ce privește sistemele electronice, adică s-a prevăzut și digitalizarea, s-a prevăzut și transmi transmisiunea emisiunilor prin intermediul semnalului analog, totul era prevăzut, tot era bine. Să regret, din motive neclare, acest proiect așa nu a fost adoptat de către Parlamentul Republicii Moldova. De ce? Nu știu. Care a fost motivul, nu cunosc. Dar necesitatea creierii unui nou cod a pornit și de la necesitatea digitalizării? Eu, eu sunt de părerea că nu era necesar acest cod, însă datorită faptului, presupun eu iarăși că puterea politică de la Chișinău invoca permanent faptul că problema inaplicării sau mai bine zis aplicării abuzive a respectivului cod de către cecială este anume în faptul că legea este imperfectă. Și datorită faptului că se invoca anume elementul ăsta, presupun că s-a mers pe ideea să se schimbe radical legea prin adoptarea unui nou cod. De ce presupun asta? Deoarece nu era nicio problemă să se implementează respectiva directivă din 2010 prin includerea în uh, codul audiovizual din 2006, asupra căruia s-a lucrat tot destul de mult, tot cu ajutorul partenerilor europeni și care de asemenea erau o lege destul de bunișoară. Mai ales că dacă să luăm uh, practic altor state, cum ar fi România, aceasta a introdus respectiva directivă, prevederile directivei în uh, legea sa din 2002 cu privire la audiovizual. Și nu a fost nicio problemă Deoarece românii au înțeles că în cazul în care schimbă legea, asta ar duce la o, o nouă imprevizibilitate, la un mini-haos, fiindcă orice reformă creează probleme până se implementează nouă lege. Însă pentru noi era deja suficient de clar cum urmează să fie aplicat codul audio și schimbările prin introducerea unei alte lege audiovizuală asta ar fi dus la, ar duce la dezechilibrarea pe o anumită perioadă în ceea ce privește domeniul audiovizual și genere competențele autorității de reglementare. Dar în fine, codul proiectul codului din 2010 oricum el era suficient de clar, previzibil, destul de simplificat și era unul chiar în, care venea în vederea protejării libertății de exprimare, dar ținea cont și de interesele radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii, limitând într-o anumită măsură chiar și competențele CO. Consiliul Coordonator Audiovizual în ceea ce privește modul de aplicare a sancțiunilor pentru radiodifuzori. Domnule Nagacevski, aici vreau și să ajungem. Pe de o parte vorbim de codul existent încă în vigoare din 2006, pe de altă parte vorbim despre faptul că atunci când a fost aprobat acest uh, cod s-a discutat foarte mult, s-a pronunțat și experții atât naționali cât și internațional și s uh, până la urmă s-a ajuns la un numitor comun. Astăzi apar acele voci care zic că nu există tocmai transparență în media, este politizat și așa mai departe. Dacă e să facem referire la CCA, la CEO, membrii acestea sunt reprezentanța ai societății civile, al uniunilor de creație, ale diferitor domenii și atunci ar trebui să dispară din start această interpretare. Tocmai aici presupun că și este problema. Deci eu, eu presupun că după 2010, Republica Moldova, sau mai bine zis puterea politică din Republica Moldova, datorită faptului că nu prea dorea să facă transparent, să transparentizeze domeniul audiovizual și cine, componența proprietarilor radiodifuzorilor, a, a încercat să, să mințească, să mintă Uniunea Uni Europeană, Consiliul Europei pe în prezentarea diferitor amendamente, vagi imprevizibile care în principiu nu și-au produs efectul cuvenit. Și în situația dată ca formulă de alternativă, societatea civilă a torpilat anumit producerea acelui proiect de cod al audiovizual în vederea ajunge la un consens atât cu Parlamentul Republicii Moldova, atât cu partenerii noștri externi, ca să se echilibreze situația का सब Dispară discuția cu privire la transparentizare ca să nu mai poată Republica Moldova sau puterea politică din Republica Moldova să invoci imperfecțiunea codului audiovizual și imposibilitatea de a obliga radiodifuzorii să-și facă transparent acționariatul datorită faptului că codul audiovizual este imperfect. Nu, pentru asta aș să mers pe ideea creierii acelui cod audiovizual care să țină cont de toate regările europene și inclusiv de principiul ăsta al transparenței acționariatului și neconcentrării Întrarea spațiului informațional în mâinile unor persoane private. Spațiul informațional, aici vrem să ajungem. În codul din 2006 există această sintagmă și este explicată destul de explicit. Întrebarea este dacă acest spațiu informațional în Republicii Moldove este protejat. Și nu ne asigură o protejare, pentru că până la urmă aici vrem să ajungem, fiecare dintre noi. Bine, întrebarea mea este, dar care da. sunt pericolul pentru Republica Moldova. Eu înțeleg că codul ăsta, codul ăsta care a fost înregistrat în Parlament la sfârșitul la acest, proie anul, acest proiect la finele anului 2017 despre care societatea civilă pretinde că ar fi, fost, că ar fi vorba de același cod din ca și din anul 2010 este un pic speculativ această poziție deoarece codul din 2017 este radical diferit de ceea ce este prevăzut în codul din 2010. Ei pretind, societatea civilă pretinde că acest cod vine în vederea luptei cu propaganda Federației Rusă, de cât înțeleg și securizarea spațiului informațional al Republicii Moldova. În acest sens, fiind introduse anumite restricții care, după mine, nu vor duce la securizarea spațiului informațional, dar la distrugerea spațiului informațional. Eu presupun că puterea politică din Republica... De ce mai spun asta? Deoarece da. am constatat că respectivul proiect de cod a fost făcut sub tutela Freedom House, ambasadei Statelor Unite ale Americii, inclusiv Internews. Și am plătat ședințele audierile publice, am văzut că se atrage foarte mare atenție și sunt permanent pe reprezentanța ambasadei, fie a Freedom house la aceste ședințe publice pentru a monitoriza cum se desfășoară respectivele dezbatere publice. Am mai observat că grupul de experți are un comportament destul de agresiv în ceea ce privește criticile care vin din partea radiodifuzorilor, eventual opoziției politice sau societății civile. Am mai constatat un lucru foarte straniu, dar și îmbugurător în același timp, când la o dezbatere, public, dezbatere publică, să spunem, un proiect de lege, a fost criticat acest proiect de lege nu doar de către opoziția parlamentară, acesta fiind criticat atât de către radiodifuzori, de către distribuitori de serviciu, dar și de către actuala componența CCA, ce inclusiv de către președintele... Consiliul Coordonator audiovizualului care a spus că lui este frică de asemenea competență. El nu își prea, da prea da seama cum ar putea să fie implementat un asemenea cod audio-vizual. pentru că ei nu au suficienți profesioniști pentru a adopta regulamentele necesare pentru a pune în, vigoare, în aplicare asemenea cod audiovizualului. Dar, dar -a... noi am avut și această lege, așa zis, a transparenței media unde un proprietar nu poate deține mai mult de două licențe. Asta schimbă cumva starea de lucruri din de peisajul audio Bine, Aici s-a schimbat formula de limitare a deținătorilor, deținătorilor de limitare a deținătorilor în ceea ce privește cota pe piața media. Modul în care a fost stabilită formula a fost iarăși criticat de către un membru al Consiliului Coordonator Audiovizual, fiindcă aceasta a spus că este destul de imprevizibil formula. Deci să ia 30, nu știu dacă este, net, dar vă explic. Deci da, 30, este vorba de 35 de procente un radiodifuzor sau un grup de radiodifuzori care lucrează concentrat nu pot să dețin 35% din audiență în cei ce pri... Calculus e mediu pe an, ținându-se cont de toate, de toate serviciile generaliste și informațional-analitice. Am văzut, iarăși am luat, adică în situația în care un canal prezintă filme toată ziua, așa are două buletine, emis, de știri. două buletine de știri, atunci el va fi tratat ca de ținând, dacă la el se uită toată ziua lumea și el în calcule metrici care se fac, la măsură ei se va constata că el uh, pr prezența consumatorilor de programe este mai mult de 35%, atunci el va fi pus în situația să renunțe la anumite filme, dar ceea ce nu este normal, deoarece de el, de el, el nu, formează opinia publică. Adică m-am uitat iarăși în legislația României și am constatat, da, acolo este o normă de 20%, dar să iau în calcul știrile și emisiunile informațional-analitice, fiindcă acestea trebuie să fie luate în calcul în situația în care vorbim de crearea opinii publice. Asta influențează asupra opinii, percepției publice cu privire la situația din Republica Moldova, cu privire la situația, cu Uniunea Europeană, cu privire la situația cu Federația Rusă și aici aș putea să accepte stabilirea anumitor limite. Însă ce își privește de 35 din toate emisiunile în principiu care au sunt difuzate la un de Difuzor, mi se pare că asta este excesiv și este lipsit de, de, de logică și de sens. Da. Ceea ce mi se pare mie de ce se promovează, de ce se torpelează acest cod al audiovizualului, acest proiect de cod al audiovizualului în forma asta restrictivă, abuzivă, mi se pare că puterea actuală astăzi încearcă să prindă doi iepuri. Pe de o parte să o, o, să execute condiționalitatea cu privire la transparentizarea și necesitatea creierii unei ordini în domeniul audiovizual, așa cum o solicită Uniunea Europeană în vederea una dintre condiții pentru a deschide finanțarea macrofinanciară, dar, pe de altă parte, se pare că colegii noștri de la guvernare încearcă să prindă și trenul uh, finanțării din partea Statelor Unite ale Americii, care, din câte am înțeles, au deschis un fond pentru lupta cu propaganda de vreo 100 și ceva de milioane de dolari. Da. Înțeleg Domnule... că ei nu vor prinde uh, riscul. Un, un iepuri um, am, am impresia că deja l-au scăpat, sănând când, de faptul că Siegfried Mureșan a menționat că bani, finanțare macrofinanciară nu se prea prevede. Însă ce își privește de Statele Unite ale Americii, nu știu. Încă n-am auzit dacă da. primim careva bani pentru lupta cu propaganda. Domnule Nagacev, haideți să discutăm un pic despre produsul media propriu. Ce se va întâmpla în mod special cu radiodifuzorii locali, care, potrivit legislației, sunt obligați să emită în limba de stat, pe când avem localități preponderent vorbitori de o altă limbă. Conform proiectului, chiar este, da. este, o normă care iarăși radicalizează, radicalizează în principiu opinia publică, fiindcă este, iarăși nu se folosește noțiunea de limbă de stat, dar se folosește noțiunea de limbă română. Eu nu știu dacă este ok în perioada electorală, într-un an electoral, noi iarăși să deschidem problema limbii pe teritoriul Republicii Moldova. În același timp sunt stabilite anumite procente pentru radiodifuzori, pentru în comunitățile compacte, ca să introducă un anumit procent de material de, de material autohton în limba română de 25% dacă nu mă greșesc. Pentru mine, iarăși este o problemă, fiindcă în mod normal autorii respectivului proiect ar fi urmat să fac o adresare către statistică ca să analizeze da, da în Republica Moldova. Nu există sate unde să spunem, trăiesc doar găgăui, spre exemplu, sau doar ucraineni, sau doar ruși, în situația în care vorbim de o, un sat, o de localitate un mică, unde nu există în genere vorbitori de limba română. Deci ce noi, acelei televiziuni locale sau radiodifuzor care ar putea să apară pentru respectiva localitate, îl impunem să difuzeze 25% de material în limba română, care nu va, sau limba de stat, care nu va fi privit de către nimeni. Asta mi se pare că va duce pur și simplu la aceea că acel radiodifuzor în perioada în care va difuza în limba de stat nu va avea în genere o audiență. Pentru noi din start îi punem într-o situație defavorizată. Mi-a plăcut poziția opoziției între ghilimele a unui membru a Parlamentului, fiindcă S-a ridicat problema de către reprezentantul Artăr, da. dacă nu mă greșesc, cu privire la discriminarea grupurilor compacte. Da, ca să nu facem publicitate. Da. Mă scuzează, da. ok. Deci, cu privire la grupurile compacte și -a, a invocat discriminarea respectivelor cetățeni, la care un deputat din Parlamentul Republicii Moldova mai în glumă, mai în serios, a spus că e suficient. Noi am fost majoritatea discriminați de către minoritate. Adică logica unui deputat este că în cazul în care minoritatea a fost discriminată de către majoritate, înseamnă că majoritatea acum are dreptul e să, să, și are vanșa, da? să discrimineze minoritatea. Cu așa o logic, noi nu ajungem departe. Noi în democrație nu creăm niciodată în Republica Moldova. Noi trebuie să găsim suficiente instrumente ca să echilibrăm situația, ca să le oferim șansă tuturor să dezvolte pe teritoriul Republicii Moldova. Că e Rusel, că e găgăuz, că e vorbitor de limba de stat. Și nu cred că ar fi o problemă să se găsească un instrument suficient de previzibil pentru ca să se garanteze aceste drepturi tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Atât timp cât el este cetățean, noi trebuie să-i garantăm drepturile sale. Domnule Nagacevski, vreau să încerc ce urmează să vă pronunțați asupra ceea ce se numește companie publică. Tele Radio Moldova avem audiovizual public. De fiecare dată când operăm diferite modificări la lege sau chiar legile care au fost adoptate în 2006 și în proiectul din 2010, se acordă o atenție sporită. Până la urmă justificarea este că această companie există din banii fiecare dintre noi, din banii contribuabililor. De data aceasta, în proiect, avem de fapt o altă abordare. În primul rând vorbim despre uh, ridicarea sau mărirea numărului de persoane care vor deveni membri și de fapt nu va mai fi Consiliul de Observatori ci va fi Consiliul de Supraveghere. În viziunea dumneavoastră problemă era numărul de membri în acest Consiliu? Ca să-l numim de supraveghere sau de observatori, cum nu ar fi? E aceeași structură, bănuiesc eu? Deci Consiliul de Supraveghere este un succesor al Consiliului de Observatori. În principiu, în ce își privește managementul tele radio Moldova noi trebuie să lucrăm la managementul tele radio Moldova, dar nu care s-a dovedit a fi defectuos -a între S-a dovedit a fi defectuos, dar nu la numărul, problem, nu la numărul de membri în cadrul consiliului de supraveghere și la modificări legislative de de fațadă, fiindcă tele radio Moldova să recunoaștem, este subfinanțată. Asta este o mașină mare care necesită bani grei. În situația în care tu vrei să ți păstrezi o asemenea mașină este nevoie fie să o finanțeze din bugetul de stat, fie să găsește alte instrumente ca ea să poată să, se, se finanțeze autonom. Ca, spre exemplu, pe anumite parteneriate publice, private, sunt vari instrumente de atragere a investițiilor în vederea, în vederea dezvoltării unei asemenea afaceri. Pentru că altfel, prin subfinanțarea radiodifuzorului public, noi ajungem la o situație destul de dureroasă, când el nu are capacitatea să facă concurență radiodifuzorilor privați, în același timp, el devine o mașinărie politică folosită de către cei care se află la un anumit moment, la o anumită etapă, la guvernare. Și influențează opinia publică, creând o concurență nesănătoasă datorită faptului radiodifuzorilor privați, datorită faptului că este una dintre trei, dacă nu mă greșesc, da. radiodifuzori radio care are acoperire națională. Și, ca tradiție, tradițional, cetățenii Republicii Moldova privesc știrile de la, la radiodifuzorul public. Însă, pentru că ei să fac un material calitativ, este nevoie ca ei să aibă și angajați de calitate. Însă, datorită subfinanțării, angajații de calitate pleacă la radiodifuzorii privați și atunci radiodifuzorii publici. Poate ce ce vă voi întreba e o întrebare retorică, dar oricum o îndrăznesc să o întreb. De ce CCA-ul nu este mai riguros cu compania publică pentru a vedea cum se cheltuie banii fiecare dintre noi și a cere un produs mediatic de înaltă calitate pentru ca să corespundă de fapt acestor criterii? Avem și un caiet de sarcini care este prezentat în Parlament din două unul presupune de fapt de vizul de cheltuieli, altul restructurările ce urmează să fie e, e la nivel teoretic doar toată treaba asta? Mie mi, mi foarte greu să critic Teleradio Moldova datorită faptului că la o anumită etapă am avut posibilitatea să monitorizez activitatea atât a Consiliului de Observatori al Republicii, al da. Teleradio Moldova, dar și activitatea Teleradio Moldova. Și problema în implementării caietului de sarcini era anume subfinanțarea. Când ceri ceva de la radiodifuzorul public, trebuie să l finanțezi suficient. Nu poți să ceri produs de calitate, nu pot să-l depolitizez în situația în care el să-l faci ca el să, să fie autonom în situația în care tu îl subfinanțezi. Asta este o formulă simplă, banală, nu-i dai bani și atunci tu îl controlezi. Și datorită faptului este și directorii și președinții care s-au succedat pe parcursul vremii la Teleradio Moldova, permanent au executat, după mine au executat indicațiile puterii politice și astăzi продсу ло ну jestсці декалітаті фактла тут матыялу техніка єсці веккіта і ну а. nu au cu ce lucra în principiu și jurnaliștii, de asemenea, sunt subfinanțați. Domnule Nagachevski, în ultimul timp avem și un Consiliu Antidiscriminare. Discriminarea este în centru instituțiilor media și până la urma societății civile. Acest proiect văd că pune accentul și încearcă să arunce lumină cei cu această discriminare. Era cazul? E un fenomen atât de grav în societatea noastră la capitolul discriminare? Aici este o problemă destul de gravă în ceea ce privește. Prima care mi-a atras atenția este faptul că prezentul proiect de lege prevede noțiunea de discurs de ură. Da. Care am să-mi permit să-l citez. Primare care propagă, incită, promovează, promovează sau justifică ura rasială, xenofobie, antisemitismul sau Alte forme de ură fondate pe intoleranță sau discriminare bazată pe sex, origine rasială, etnică, naționalitate, adică șirul ăsta nu este limitativ. Până unde se duce șirul, nu este clar. Conform prevederilor codul audiovizual, proiectul codului audiovizual, audio da. Consiliul Coordonator Audiovizual va fi cel care va monitoriza produsele radiodifuzorilor și în situația în care va constata discurs de ură prin aplicarea noțiunii de discurs de ură care este una imprevizibilă, până unde se duce ea nu este clar, ea va decide sancționarea radiodifuzorilor până la retragere până la retragere licenței. Am încercat să analizez de unde vine toată problema asta și experții mi-au spus că uite, legea privind libertatea la de exprimare se folosește noțiunea respectivă de discurs de ură. Ok? Sunt de acord. Însă asta nu presupune că pentru acel discurs de ură tu trebuie să mergi la retragerea licenței. În situația în care tu constată, apropo, le-am spus, în situația în care constați încălcarea noțiunii de discurs de ură de către un radiodifuzor, în situația dată, s-ar putea merge pe suspendarea pentru o anumită perioadă a emisiunii, retransmiterea emisiunii emisiunilor de acest tip, să-i spunem, dacă constatăm că asta este permanent folosit într-o anumită emisiune care se retransmite de către radio difuzor, radiodifuzor se transmite, atunci suspendă acest produs pentru o anumită perioadă. Dar nu este ok să-i să aplici sancțiunea ca, spre exemplu, vin eu la dumneavoastră în Emisiune, eu vă spun o anumită frază care, exemplu, este care, care ar not. putea să fie interpretată că este discriminatorie, deoarece noțiunea de discurs de ură include aici orice și nimic în același timp, inclusiv și intoleranța la cafea, am putea să vorbim aici. Păi, în situația dată? Dumneavoastră ați putea să fie radiodifuzorul, ar putea să fie sancționat, Nu datorită faptului că dumneavoastră nu m-ați preîntâmpinat a despre faptul că eu folosesc discurs de, de ură. Dar dumneavoastră ați putea să nici nu se că la mine este discurs de ură. Sau eu când mă expun, n-am avut în vedere ce aici crede Consiliul Coordonator Audiovizual. Și intrăm într-o zonă a imprevizibilității. Cu toate că, conform legii, la libertatea de exprimare, este scris expres că orice ingerință în activitate musulmană, ea trebuie să fie prevăzut de lege și ea trebuie să fie interpretată limitativ. Am ridicat și codul audio vizuală a României ca să verific la ei cum este și am constatat că când e vorba de discriminare, de, este, sunt prevăzute modalitățile de discriminare expres, adică incitare la ură pe considererea de rasă, religie, naționalitate, sex sau orientare sexuală. Punct! Și Gata. la ei nici măcar nu este prevăzută posibilitatea retragerii licenței pentru articolul care prevede formula asta de discurs de ură. Fiindcă în cazul, dat, Consiliul Coordonator audiovizualului intervine monitorizând, constatând că anumite emisiuni permanent au o problemă, intervine și suspendă asemenea emisiune și este o chestie normală. Există anumite instrumente pentru a limita accesul la informații periculoase pentru public, dar păstrând dreptul radiodifuzorului să muncească în continuare. Pentru că situația în care noi suspendăm activitatea radiodifuzorului, eu cred că asta sub nicio formă nu poate să fie în folosul consumatorului de servicii de programe sub nicio formă și în de condițiile altfel, în care vorbim despre pluralismul de opinie cu și despre siguranță da. și chiar dacă vorbim de lupta asta cu propaganda o asemenea normă restrictivă draconică ea sub nicio formă nu va da efectele dorite nu poate să dea asemenea efecte de altfel am observat că la Fox News, Fox News se menționează și poziția lui Rex Stiller, sunt o persoană destul de potent la vremea sa în Statele Unite, care de asemenea își manifestă scepticismul că formula de luptă cu propagandă, prin impunerea unor norme respect, restrictive în ceea în ce privește activitatea radiodifuzorului nu va putea să dea efect. Asta vă duce la ce, că piața radiodifuzorilor va muri, va dispărea și cetățenii Republicii Moldova se vor... Îndrepta spre servicii, serviciile internet. Astăzi toate televizoarele au acces direct la internet, fie prin intermediul Wi-Fi, da. fie prin cablu, l-ai conectat, ai plătit 10-20 de lei și ți-ai comandat ce trebuie trebuiește de pe site. Sunt diferite servicii, ca și, pe exemplu, Megogo, care îți oferă pachete de emisiuni. Ai plătit o anumită sumă de bani, cum, cum, ei nu au nevoie de licență audiovizuală, și îi fac o concurență serioasă, iar voi oferind doar un fel de serviciu de programe, spre exemplu, care va fi impus de către puterea politică, voi nu puteți să faceți concurență la cei ce prestează Google. În celălalt timp eu am acces la internet, prin intermediul telefonului pot știți cu orice titluri de știri fără nicio problemă. Domnule nu Acest proiect de lege mai aduce în un plan o sintagmă destul de interesantă. Este vorba despre publicitatea politică da, care este reglementată până la urmă de codul audiovizual și legea despre publicitate. Ea vine oarecum să aducă lumină sau ce se întâmplă? De ce era nevoie? Pentru că în codul vechi noi nu avem publicitatea politică. Există publicitatea, teleshopping-ul, reclamă și așa mai departe. Am impresia că da. noțiunile respective de asemenea sunt introduse pentru a crea haos, pentru a crea imprevizibilitate punea cineva, în apă tulbure se prinde peștele foarte bine. Normele date sunt introduse într-așa un hal fără de hal, pentru că la nevoi, puterea politică se poate apela la respectivele norme pentru a limita politicienii să aibă acces la, la radio difuzori, și, iar difuzorii de servicii se teamă spre ea publicitatea politică pentru a nu se cu anumite sancțiuni din partea Consiliul Coordonator al De altfel, aici este destul de interesant de ce mă bazez pe formula, de ce mi-apar dubii. Mă cum Consiliul Coordonator al se creează în baza proiectului de lege. Trei sunt, tri, trei persoane sunt din partea puterii politice. Și șase două, două. din partea Parlamentului, o persoană da. din partea președintelui și șase persoane din partea șase societății civile. persoane din partea societății civile. Păi dacă observați, acele șase persoane din partea societății civile vor fi în baza unui regulament aprobat de către Parlament cum se va desfășura concursul, societatea civilă va propune persoanele care vor participa la concurs, Parlamentul va, va decide selecta. dacă admite El sau nu. El rămâne oricum a fi arbitru, pentru că și în formulă veche tot era fiecare funcție câte doi candidați și Parlamentul urma să selecteze. El, de Parlamentul decide, admite sau nu admite. Și cel mai interesant e că în cazul în care Parlamentul nu admite, să faci concurs a doua oară, a Repetat. treia oară, a patra oară, a cincea oară, până când societatea civilă nu le va oferi acel candidat care să fie obedient puterii politice. În deci, același timp eu am pus problema. Uitați, voi veniți cu șase membri, candidați. Puterea politică vede că acolo sunt trei intruși. Ea deblochează trei intruși, ea are trei ei săi, ea are șase suficienți pentru ca Consiliul Coordonator Audiovizual să funcționeze bine mersi. Și voi rămâneți doar pe hârtie cu faptul că voi gestionați activitatea Consiliului Consiliul Coordonator Audiovizual. Fie impuneți prin proiectul de lege un drept de vieto, ca și la judecători. Parlamentul o singură dată se poate refuza anumiți candidații. Nu știu, o altă formulă găsiți-o. În același timp ar trebui să aveți și voi parte, în ce își privește modalitatea de adoptare, de elaborare a acelui regulament, în baza căruia se va desfășura concursul. Regulile de joc vi, vi se impun din, afa, din, interiorul sistemului, iar voi pretindeți că aceștia vor fi din partea societății civile. Ce aici mă tem eu? Că astăzi puterea, politic, puterea politică se folosește într-un mod grav de societatea civilă și prin acest proiect societatea civilă va compromite, fiindcă dacă să admitem, -admite că proiectul ăsta trește și este adoptat de către Parlamentul Republicii Moldova, cu siguranță el va funcționa într-un mod defectuos și în situația în care el va funcționa într-un mod defectuos, atunci puterea politică va spune că nu este vina noastră, este vina societății civile care a promovat respectivul proiect. Și atunci societatea civilă va fi dezonorată și nu-și va reveni încă mulți ani înainte. Asemenea coduri sunt adoptate numai în cazul în care vrei să impui cenzura într-un stat. Eu altfel nu pot să Explic normele care sunt incluse aici. Este un proiect antidemocratic, un proiect care impune o anumită ideologie. În același ideologie timp, de stat. codul zice că cenzura sub orice formă este categoric Absolut. interzisă. Pe de o parte este interzisă, pe de altă parte, orice formă de discurs poate fi considerat discriminatoriu și radiodifuzorul să fie sancționat până la retragerea licenței. Dacă asta este bine, eu mă îndoiesc. Ce mai observat, uitați pe de o Bun, parte este interzis, sunt interzise zice programele, susceptibile de a propaga, incita, promova, justifica ora răseală, ta, 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 iarăși aceeași, no din... aceeași noțiune imprevizibilă, în același timp este prevăzut expres că Consiliul Coordonator Audiovizualului poate să-și adopte și un regulament prin care să stabilească care programe audiovizuale sunt interzise pentru difuzare. Adică litera D din articolul 12, 11 soluționează problema. El scrie că... Adoptă un cod de intern să și atunci... adoptă un regulament în care, prin care se stabilește care emisiuni sunt interzise. A interzis emisiunile, radiodifuzorul are o previzibilitate. El știe că o asemenea emisiune reprezintă discurs de ură, reprezintă atac la spațiul informațional al Republicii Moldova. El nu va transmite, nu va retransmite. Însă litera A prin formula asta de intoleranță ei, ea va duce la ce spațiul informațional va fi centralizat, monopolizat de către puterea politică. Atunci, libertatea cuvântului, eu îi spun la revedere Republica Moldova. Domnule Năgăcevski, eu vreau să revin la ce ceaul anilor 1990 până la 2000 și să medităm poate împreună asupra componenței. Dacă ne aducem aminte, acel CCA ce era format iarăși din trei membri din cadrul guvernului, trei din cadrul președinției și trei din cadrul parlamentului. Acum, într-o oarecare măsură s-a revenit, s-a considerat că aspectul politic nu va, nu va avea imixtiune în audiovizual sau care a fost uh, logica? Pentru că, de ce am făcut re referire atunci? Pentru că am ignorat, am zis că nu este eficient ca guvernul, președintele și parlamentul să, uh, să fie cei care înaintează de fapt acești membri. La noi, iarăși, primit, deci, conform practicilor, da? celor mai buni practici, există fie componențe restrânse ale Consiliului Coordonator de Vizuală, dar formate din profesioniști care cunosc cum să aplice legea, fie componenții mai largi, dar în care să fie diferite ca categorii de persoane și cu competență mai restrânsă, ținând cont de faptul că ei nu au competență și abilități suficiente de a aplica legislația în vigoare. La noi se primit iarăși un fel de o camilă. Pe de o parte, avem o componență de nouă persoane, dar în componența ce poate să intre din toate domeniile profesionale. E unica ce și am văzut că ei trebuie să fie integri, să nu fi fost în politică. Dar oare asta este suficient pentru că acel Consiliu Coordonator Audiovizual să aplici libertate de exprimare așa cum prevede Convenția Europeană a Drepturilor Omului? chiar și un, o persoană care este din domeniul cinematografiei. Eu mă îndoiesc că el știe cum să aplice corect articolul 10 din noțiunea de libertate de exprimare conform articolul 10 din Convenția Europeană, articolul 14 din Convenția Europeană. Eu mă îndoiesc. El se va pierde în, 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 aceste noțiuni. În situația dată mai observ un lucru, că acestui Consiliu îi transmite dreptul de a retrage licența. Asta e bine, nu am nicio problemă, însă Consiliul nu este format din profesioniști. ситуація дати ар логік ca în cazul în care persoana, radiodifuzorul, este sancționată cu retragerea licenței, în cazul în care el contestă hotărârea la, în instanța de o judecată, această contestație să aibă efect suspensiv asupra decizii, ținând cont de specific componenții propuse ca, da. în cadrul cu Consiliul Coordonator Audiovizual. După ce o instanță de judecată, care are o pregătire specială în domeniul libertății de exprimare, să vă expune și va fi de acord cu poziția invocată de către Consiliul Coordonator Audiovizual, atunci sunt în vigoare o asemenea sancțiune. Le-am pus întrebarea, ei mi-au spus că, băi, bine, ai dreptul la acces la justiție. Zic, bine, mersi, avem dreptul la acces la justiție. Și le-am dat precedentul, protiv eu, care mai nu și-a pierdut licența. Să facem, oh, un alt post de bine, TVR 1. TVR 1, care a, trebuit, a fost nevoie să ajungă da. până la Curtea Europeană a Drepturilor Romului, ca să ajungă la o anumită tranzacție, ca ei de să bravo. revină pe teritoriul Republicii Moldova. Ce ce mă mai deranjează în respectivul proiect este impunerea lor de 50 de procente, dacă nu mă greșesc, pentru ca radiodifuzorii să aibă în grilele sale emisiuni europene 50 de procente. Anticipați întrebarea mea, operii europene, așa operii era aspectul europene. Europene. din Sau din, de la statele membre a Convenției pe televiziune. Terțe, părți terțe. Statele da. care fac parte în Convenția da. Europeană privind televiziunea transfrontalieră sunt SUA și Canada. Întrebarea mea este cum respectiva normă protejează spațiul informațional al Republicii Moldova. Autohton, Eu înțeleg că Uniunea Europeană prin directiva s într-adevăr stabilit pentru statele membre ale Uniunii Europene că acestea să-și impună o anumită cotă de, codă de produs autohton de-al său pentru a proteja operele sale produse în cadrul sistemului european, în cadrul sistemului Uniunii Europene. Noi nu suntem membri a Uniunii Europene. Noi ne protejăm spațiul nostru informațional, noi protejăm materialul nostru autohton sau noi protejăm produsul, produs, produsul făcut în cadrul Uniunii Europene. Asta, asta, este o anomalie. Noi ne comportăm ca niște vasali în cazul dat. Fiindcă dacă eu pun în legislația mea protecția a 50% de material european, în cazul dat eu înțeleg, conform dreptului internațional, că și partenerul trebuie să-și impună și el în legislația sa acele 50% prin intermediul principiului reciprocității sau intermediul unui acord. Noi uităm că noi suntem totuși terți în raport cu Uniunea Europeană. Pe lângă Uniunea Europeană, pe lângă Consiliul Europei, noi mai avem vreo 160-170 de state care eu pot spun că norma asta este discriminatorie și defavorizantă în raport cu ceilalți state. Cine suntem noi? De ce noi ne permitem să discriminăm alte state? Să defavorizăm alte state? De ce? Care, sunt, da. care este interesul urmărit? Și cum ne vom justifica noi eventual să ridic o întrebare de către China în cadrul unei conferințe a ONU cu privire la respectiva normă? Cum vom justifica noi respectiva normă? Noi ne protejăm de cine? Da, domnule Nagacevski, vreau să reven, revenim iarăși la codul din 2006 și la componența propriu a CCA-ului. Dacă nu mă înșeală memoria, în raport cu numirea acestor membri, trei inițial vorbesc în anul 2006, trei erau numiți pe o perioadă de 2 ani, trei pe o perioadă de 4 ani și trei pe o perioadă de 6 ani, pentru ca să avem o continuă rotație. Nu am regăsit în proiectul de lege această previziune pentru a nu se crea grupe de interese. Ori se pare că în Republica Moldova Carul s-a mișcat din loc și nu mai este Pui cazul? noi astăzi, prin proiectul respectiv, da? se propune concurs. Da. Concurs care se face ca în condițiile Republicii Moldova. Cetățean... Codul specifică că ultimii, cei șase ai societății civile, sunt aleși în bază de concurs. Ceilalți zic că sunt, sunt uh, numiți. Dar sunt pentru numiți. o singură dată, și pentru o perioadă de șase ani de zile, în același timp, ținând cont de faptul că sunt în minoritate, așa tratează da. experții, că cei trei sunt în minoritate, ei ar putea să fie numiți, deoarece ei oricum nu vor deține controlul. Controlul va deține societatea civilă prin intermediul celor șase care vor fi selectați printr-un da. concurs, dar care... Concurs care nu se va putea petrece până când nu se va ajunge la un acord dintre societatea civilă și Parlamentul Republicii Moldova și puterea politică. Adică ajungem la aceea că, în principiu, Consiliul Coordonator Audiovizuală, sub nicio formă, nu se depolitizează, deoarece cuvântul Ultimul cuvânt la numirea în funcție a membrilor Consiliului Coordonatorului sau, spune rămân, rămâne a fi după Parlament. Dar incompatibilității funcției de membru rămân a fi aceleași, cu excepția celor didactice și de cercetări în diferite domenii? Ce își ține de inamovibilitate, de incompatibilități, ele sunt într-adevăr stabilite că el nu poate să facă nimic în afară de funcții didactice științifice și presupun eu că asta nu este o mare problemă asta E, e bine în okay. vederea garantării statutului său de persoană de demnitate publică, dar în același timp ce ce ar trebui de făcut suplimentar. Dacă și mergem pe formula asta, că facem din ce ce o adevărată instituție de reglementare cu niște puteri quasi absolute pentru a-i asigura acea autonomie, pentru a asigura de politizare respective instituții și pentru a ne asigura suplimentar că ei nu vor executa indicațiile politice, trebuie să găsim o formulă de a imuniza, de a le oferi anumite imunități ca să nu se trezească că după ce se schimbă puterea politică, acea putere politică să constată că o normă a fost, sau mai bine zis o decizie a fost, a fost aplicată, de sancționare a fost aplicată în mod abuziv față vreun, din vreun radiodifuzor și s-a tratat incorrect noțiunea de discriminare și discurs de ură, să nu-ți trezească cu dosare penale pentru modul de aplicare a legii, fiindcă frica... Du și la aceea că oamenii devin obedienți. Dar că vrei, în real să-i depolitizezi, de, să de este nevoie să-i oferi și imunități suplimentare. Eu le-am dat exemplu guvernatorului Băncii Naționale. Într-adevăr, ni s-au dat, dat niște puteri extraordinare, dar în același timp i s-a dat și niște imunități foarte, foarte mari. Pentru că altfel nu este posibil. Judecătorii curții constituționale, același lucru. Dar autoritatea de reglementare devine realmente un dictator pe teritoriul Republicii Moldova. O putere quasi-absolută are în domeniul audiovizual, vizual Ceea ce la, dar putere absolută, în principiu, ea distruge. Nu e chiar bine și ar trebui să fie mai limitată. Domnule Nagacevski, într-o societate democratică, diversificarea spațiului informațional este o necesitate iminentă. Până la urmă, codul din 2006 ne zice că avem radiodifuzori naționali, regionali, locali. Eu vreau să ne oprim la cei din urmă. Noul proiect vine oarecum să faciliteze uh, radiodifuzorul local, pentru că ei sunt cei mai vulnerabili. Haideți să, să spunem lucrul lor pe nume. Ce se întâmplă cu ei? Eu. eu Mi-i foarte greu să, să judic uh, în ce își privește cum vor funcționa acești distribuitori locali. Deoarece da? eu înțeleg că respectivul proiect de cod s-a făcut, însă nu există o concepție privind la modul de repartizare ai spațiilor de emisie pentru difuzori locali, regionali, naționali, fiindcă eu țin minte că chiar și cu codul audiovizual din 2006, până când s-a făcut o concepție cu privire la modul de repartizare a frecvențelor, a fost o problemă destul de mare. În același timp, însă și distribuitorii de servicii, cabliștii, cum le spunem da. noi, i-au ridicat o problemă destul de interesantă. Eu au spus că, uite, cabliștii mari, ei o să aibă de unde să respecte cota cu privire la canalele care ar urmea să fie inclus în, în grila lor de servicii. Însă distribuitorii, cabliștii mici nu să aibă posibilitatea să includă, deoarece și lor, de exemplu, le se oferă posibilitatea reală să aibă 75-85 de, de canale care trebuie să fie incluse la ei în pachetul de programe, de servicii, iar conform legii, proiectului de legi, undeva 75 din aceste canale ar trebui să fie produs european, adică din, din Europa. Dar ei spun că asta este imposibil, noi nu avem de unde lua atâtea canale. Noi nu avem de alte canale și asta pur și simplu o să ducă la cei că noi o să dispărem. Domnule Nagacevski, cu părere rău, timpul acordat mulțumesc. pentru această emisiune s-a scurs mult prea repede. Eu vă aștept și cu alte ocazii pentru a duce la bun sfârșit cele începute astăzi, estimații telespectatori. Eu vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. Rămâneți alături de Accent TV.